Omul străzii. Pentru prima oară în istorie, Omul străzii iese în afara Bucureștiului. Suntem în Timișoara, un oraș al premierelor pentru România. Sunt Sebastian Coțofană, începe Omul străzii. Ia, Doamne, bace! Știai, nu? Știi treaba? Știi cu leu de la ZUTV? Fii atent, noi suntem de la București, ZUTV, așa, dar trebuie să-mi răspunzi la o întrebare, da? Banatul, Timișoara, a dat de-a lungul timpului foarte mulți oameni de valoare, da? Orașul în sine a adus foarte multe premiere țării, corect, da? Da, probabil că da, eu nu sunt de aici. Dar de unde ești? Din Târgu Jiu. Și nu locuiești aici? Ba da, da. Deci ar trebui să știi cât de cât. Acum eu vreau să-mi spui tu mie dacă recunoști acest poet, da? Artistul care spune următoarele versuri și câștigi un leu de la ZUTV. Este o valoare a Banatului, da? Fii atent, da? Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, bate ca oglinda în zare. Cristi din Banat. Băi, știe mă care sunt valorile Banatului, un leu de la ZUTV, un leu. Ia leu. Ceau, mersi. Hello, 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 everybody. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, bate ca oglinda în zare, ca o apă cristalină. Cine? Cristi, nu știu cum. Cum adică Cristi, nu știu cum? Zic cum îl cheamă. Cristi din? Timișoara. Ceva. Mă, ești aproape. De unde? Unde suntem noi, mă, acum? Banat. Unde? Banat. Cristi din Banat, perfect. Cristi din Banat? Quelque chose. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, bate ca oglinda în zare. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână. Nu aveți idee? Nu. Nu știți? Nu. Băi, perfect că nu știți, nici n-ar trebui. Dă-le un leu de la ZUTV. Ați auzit de Cristi din Banat? Cristi din Banat? Da. Nu. Nu? Nu. Perfect. Sunt foarte mândru de ei că n-au auzit de Cristi din Banat. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare. Nu mai știu versurile mai departe. Timișoara e primul oraș cu... Veniți încoace! Cu, bă, cu? Hai, mă, primul oraș din Europa cu... Ce cu... s-a întâmplat? Cu nu știu, frate. Hai, mă, iluminatul electric, n-a fost prima oară în Europa? Nu știu. Ai vrut să zici, nu? Au vrut Fiată. Să zic. Cine este poetul? Un om de mare valoare. Așa? Poftim? De ce îmi faci asta? E, stai, fii atentă. Fii atent. Și câștigi un leu de la ZTV, da? Oh, vai. Fii foarte atentă. Ce, ți se pare puțin? Nu. La București un leu înseamnă foarte mult. Voi, timișoreni ăștia sunt foarte pretențioși, frate. Fii atentă. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, bate ca oglinda în zare. Știi? No. Nu pot să cred. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, ochii lucește. Cum mă lucea, fără, e nebunit? N-ai auzit de Cristi din Banat? Ai auzit? Nu? Fugi repede acasă și pune-te pe studia, dă-i un leu de la ZUTV, care e frumos, are ochi frumoși, te pup. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână. Cine? Cristi din Banat. Un leu de la ZUTV-ul pentru... Nu, mă, nu vor, băi, frate. Ăștia sunt... Timișoreni din aia, veniți de la Moldova. Am și o întrebare pentru voi. Foarte puțin durează, foarte puțin. Am venit de la București, nu suntem de-ai locului, așa. Dar ne-am informat foarte bine în legătură cu Timișoara. De unde sunteți? Din Oradea. Din Oradea, dar locuiți aici? Da, sunt studentă. Ah, perfect. Fiți atenți. Eu nu student. Tu nu ești student? Nu aici. Dar ce ești? În vizită. În vizită, am înțeles. Fii atent. Întrebarea este în felul următor. Eu îți voi recita niște versuri, iar tu trebuie să recunoști... poetul, omul de valoare, bănățean, care le-a scris, da? Și dacă recunoști, câștigi un leu de la ZUTV. Fii atentă, da? Un leu. Un leu de la... Dar ce nu-ți convine la voi la Oradea acum? Cât primiți pe stradă? Nimic. E, vezi? Nimic! Fii atent! Amândoi sunteți atenți, da? Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, bate ca oglinda în zare. Nu este, ce este? Ce? Există? Da. Apar, nu. Nu? De Cristi din Banat, n-ați auzit? Ia, Doamne, bace! Știai, nu? Da. Am și o brățară din aia. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește de la soare, bate ca oglinda în zare. Îți sună cunoscut? Nu. Deloc? Deloc. Nu? Ai auzit de Cristi din Banat? Nu.
Perfect, dă-i un leu de la ZTV-ul. Sunt foarte mândru de tine. Vă recit eu. Ca o apă cristalină, așa s-o ochii tăi de zână, când lucește... Banat! Bine, ăsta e, hai să auzim puțin. Hai, tu știi? Tu știi? Eu știu, bă. Ia, hai să vedem. Dar nu, apă cristalină, așa ochii tăi de zână... Un leu de la ZTV-ul, mersi mult de tot. Te pup, ceau. Omul străzii.